Pregătirile pentru marea finală a Eurovisionului Național sunt întoi. Unii concurenți au trecut cu brio de semifinale, iar acum urmează să-i revedem în marea finală. Totul a fost bine și frumos, însă nu au scăpat de ochiul nostru vigilent. Am fost atenți la ținutele și prestațiile lor. Evgeni Hudoroșkov a fost cel care și-a dat cu părerea în legătură cu felul în care s-au îmbrăcat vedetele Eurovisionului. Pentru Cristina aș spune că aș da nota 10 chiar la ținută. Dacă nu 11, că e foarte bine lucrat și foarte bine gândit cu conceptul întregului show. După cum vedeți, sunt jumătate femeie și jumătate aș fi ca o luptătoare, da? Și asta de fapt am vrut să redăm noi. Mi-a plăcut contrastul într-o rochie clasică simplă, chiar gen ie cum ar fi, ceva udovinesc, și cu carcasa aia de metal dintr-o parte, care era foarte senzuală. Mi-a plăcut contrastul între cum ar fi pielea, culoarea pielei acoperită cu plasă, și deja stofă ca stofă. M-a mai mult aseară când a fost dezbaterile, niște blogeri de pe Facebook. Au spus că e pornografie? Da, de ce? Asta cred că sunt oamenii retardați care nu diferențiază pornografie cu erotică. Foarte, foarte, foarte puțină erotică. Dacă să mergem în concertele din Occident, acolo, spre exemplu, poate să fie și porno, dar e apreciat la nivel. Pentru mine, Curly a fost ca o descoperire. În primul rând, mi-a plăcut piesa și am auzit-o mai din timp, dar nu credeam că e o piesă locală. Și conceptul în sine e foarte stilat. Este foarte minimalist, dar foarte stilat. Bineînțeles, au fost și unii deloc pe placul designerului autohton. Am vrut să fiu cât mai sincer în scenă, așa cum sunt în piesa aceasta. De aceea am ales culoarea albă, normal că Frozen presupune această culoare. Eu n-aș îmbrăca un alb imaculat, deoarece el un pic mărește. Dar nu este o haină ieșită din comun în plan de construcții sau... M-am mai văzut așa chestii. Chestia cu inimioara a fost interesantă, dar tot deja foarte mult ți-a folosit-o. Noi ne-am dorit să formăm un fel de Great Gatsby pe scenă, așa că am recurs la niște ceva elemente mai retro. Eu am vrut să fiu ca un diamant pe scenă, respectiv să strălucesc toată. Piesa per sine e în stil așa mai retro, respectiv tot stilul retro, dar fără accentua corpul, cu chestia asta, bahrama, precum e prea multă. E, în cazul ăsta ar trebui să fie scurtă, dreaptă și de culoare foarte scumpă. Dăniță German. Mi-a plăcut anul ăsta coafura, când am fost tuf în cap. A încercat să combine tot posibilul și imposibil într-o ținută și într-un show care nu a fost reușit. Boris Koval era îmbrăcat cu toată echipa întreg într-o gamă coloristică alb. Era destul de simplu, dar stilat. Dar stă nu ca Dima Bilan. Numai că e mai eu. Deci este o ținută care de fapt reflectă, am mai zis, corona este o coroană de regină, o regină glamuroasă, modernă, frumoasă și acea regină care și ea strigă că vrea să fie a cuiva, adică ea, I'm yours tonight, exact ca în piesă. Coroana, umerii foarte mari, talia nu înțelegi unde se află, în sens că ea se vede unde se află, dar constructiv nu era corect făcută. Și fusta haotică cu umerii fix și nu, după părerea mea, nu e reușită. Mie foarte mult mi-a plăcut Cristina Scarlat și cred că ea e aceea care trebuie să plece la Eurovision din partea țării noastre. Aceeași Lucia S. Prima dată am văzut-o, voce super și piesa e bună. Spre exemplu, dintre a doua semifinală, eu aș alege undeva vreo 4-5 persoane. Din prima semifinală, respect pentru Bore, dar eu pe dos nu-l aleg.